Dacă politicienii ar accepta să fie invitați la o dezbatere publică, credeți că ar accepta? Politicienii? După mine, acești politicieni trebuie dați jos în 24 de ore. Nu este niciun politician bun, nici din PDSR, mai ales la ora actuală PDSR-ul poate să-i spună poanta lui președintelui că să nu vorbească. Este o rușine al țării, doamnă. Nu am întâlnit încă în istoria, eu am 78 de ani, asemenea impertinenți, asemenea oameni fără lipsi de bunul simț. Nu gândesc și nu voi gândi niciodată că o țară, un președinte, trebuie să fie jignit de un prim-ministru care l-a pus Băsescu, că a crezut că este un om cu caracter, dar nu are nici caracter, nu are nici bun simț și este lipsit de toate scrupulile omenești. Dacă acest om o să mai conducă țara asta, o să ajungă, și așa aveam, la ora actuală, 114 miliarde de euro datorii. Nu trebuie să vă spun eu, că dumneavoastră știți. E, unde o să mergem? Ce face altceva? În loc să crească producția, în loc să pună un umăr la această țară, o distruge. Toți politicienii intră la tribunal și ies pe partea elantă. Asta nu se înseamnă că țara românească va progresa, va regresa de pe zi ce trece. Iar dumneavoastră, ca reporter și asta, puneți presiuni pe această treabă. Nu vă faceți indiferent, pentru că țara se duce de răpă.